crezi că ești urmărit. Știu. De ce să trăiești, patru? Din cauza curelei. De când? De la începutul schimbului. Înseamnă că s-a oprit încă de schimbul de lapte. A fost tăiată. De cine? Nu știu, întrebați pe cei din schimbul de noapte. Ai raportat cuiva? Da, i-am spus mecanicului de serviciu. Să trăiți, domn comisar șef. Sabotaj! Sabotaj în toată legea! Săptămâna să ne-au stat 60 de mașini! De ce n-a spus fază? Pe cum să punem pază? La fiecare mașină? Și pe mine de ce m-ai chemat? Să văd cum se rup curelele, asta-i treaba lui tale. Eu mă nărași întreg răsturnat, nu o mașină. Hai, purtați-vă și singur de grijă. Buznea! Buznea! De ce n-ați locuit, mă, cureaua de-a 34, mă? De ce? N-am putut-o înlocui nici pe asta din secția a doua. Tot tăiată? Da, cum brigel. Păi de ce l-ați scusut-o? N-am avut cu ce. Cum l-ați avut, bă, cu ce? Nojițele au fost arse. Cineva le-a dat foc. Iulia, așteaptă-mă și pe mine! E atât de greu singură. Nu știu cum o să mă descurc. Așa e. Ai fost la spital? Comandantul militar al filaturii iar a refuzat să-mi scădească bolul. De ce? Și că soldații mor pe front, iar noi ne preumblăm. Te duci acum? După masă nu mai sunt consultații. Hai și tu mai repede. Unde să mă grăbesc? Bărbatul meu pe front nu mi-a scris de două luni. Tu ai bărbatul și fata acasă. Ce-ți pasă? Cei de la depo sunt mobilizați pe loc. În schimb muncesc 16 ore pe zi. Și câți ani are Andreea? 14. Vai, cum mai trece vremea, parcă ieri s-a născut. Tu găsești casa curată? O să încerc totuși la spital, poate reușesc. Bună, Ana. Bună. Bună. Thank you.
Bogdan. Ce? Vino încoace. De săptămână sunt urmărit. Poate că ar trebui un timp să suspendăm activitatea. Asta nu se poate. Diseară mută în tipografia. Ne întâlnim la acu 2. Iar ai fost la depo, da? Du-te la oglindă să vezi cum arăți. Păi, dar de ce nu-l cerți când se întoarce murdar de la depo? El lucrează acolo. Și eu am lucrat azi. L-am ajutat să alimenteze o locomotivă cu apă. Mai bine m-ai ajutat pe mine. Te ajut și pe tine cu plăcere. Dar prefer să ung roțile unei locomotive decât să spăl vasele. Și când ai să te măriți, ce ai să faci? Până atunci o să se inventeze farfurii care se vor spăla singure. Tagâmuri care se vor folosi o singură dată. Prostii. Tata nu spune prostii. De câte ori nu l-am auzit eu spunând că după război va fi o altă lume? La altceva se referă el. Altă lume se referă la tot. Totul trebuie să se schimbe. Până un alta, schimbă-te tu. Te-ai văzut cum arăți? Cine o să se îndrăgostească de tine? Cine? Ia zi. O să se găsească unul mai prostăna care să mă iubească. Ea nu fi tu așa de sigură. Și prostănacii au început să se găsească din ce în ce mai rar. Dar tu ți-ai făcut lecțiile? Încă nu. Ce faci cu ciocanul? Vreau să repar zăvorul. I-a căzut un cui. Și ca să deschizi ușa, trebuie să o ridici și să o împingi cu umărul. E treaba tati. Dar tata se întoarce târziu de la depou. Lasă ciocanul. De ce nu ți-ai făcut lecție? Dar atunci când am venit de la școală, am tăiat lemne. De câte ori ți-am spus că n-ai voie să tai lemne? E muncă grea pentru tine. Nu e grea. M-a învățat tata cum să țin secura. De capătul cozii. Atunci cu un efort mai mic, lovești mult mai puternic. Pârghie de gradul 2. Tu ții prea aproape mâinile de fier, de parcă ai vrea să sucrum toporul. Bine. Și după ce tăia lemne? Am cărat apă. Of, Andreea, Andreea. Odată o să se rupă ceva în tine. Fii liniștită, mamă, că n-am cărat eu apa. Am chemat 4 băieți care să mă ajute. Și mi-au umplut și cazanul și copaia. Și după ce ai cărat apă, de ce nu ți-ai făcut lecțiile? Pentru că am gătit. Ce ai făcut? Am gătit. Mi-am notat tot ce ai făcut tu ieri. Cred că tocana de cartofi făcută de mine e la fel de gustoasă ca așa ta. Poate că e mai arsă. Dar din cauza focului. Da, da. Focul a fost prea mare. Da, și unde e acum? Am aruncat-o la pui. Era ca mamăruie.
N-ai văzut vasele? Am rugat de atâtea ori să nu mai fluieri, doar nu ești băiat. Tata spune că fac doi băieți. Faci, fata mea, faci, dar nu e frumos. De ce? Pentru că mă cheamă Andreea și nu Andrei? Nu e drept. Unde pleci? Să-i ajut pe băieți. Care băieți? Care m-a ajutat să car apă. Nu pleci nicăieri. Dar le-am promis, mama. Nu tu m-ai învățat că promisiunile trebuie ținute? S-au dus să facă rost de robă. Hai! Și cu roabele ce facem? Pui prea multe întrebări. Avem acțiune. Sau te-ai răzgândit și nu mai vrei să vii cu noi? Ba da, dar vreau să știu despre ce e vorba. Mergem la triaj după cărbune. Cine ne dă? Nimeni. Atunci? Luăm. Cum să luăm? Foarte simplu. Am ochii vagoane cu cărbune, încărcăm 4 roabe și asta e tot. Sau voi n-aveți nevoie de cărbune? Ba da, avem. Și eu ce trebuie să fac? Să stai de pază. Dacă vezi că ceva nu e în regulă, fluieri. Asta e tot. Pentru asta primești o roabă cu cărbune. Și dacă ne prind? Înseamnă că am avut ghinion. Da, nu ne prind. Eu cred că cei de la CFR nici nu vor să ne prindă. Vagoanele cu cărbune sunt ale nemților. Dacă sunt ale lor, atunci nu-mi pare rău că fur. Cărbunele lor e tot de furat. Bine că nu faci nazuri. Gurița a spus să nu ne încurcăm cu tine, că ești mofturos. Așa a spus Gurița? E, las că-i pune o piedică. Spune, barbule, de ce mă puneți tocmai pe mine să stau de pază? Credeți că eu nu pot cățăra în vagoane? Vrei să ne dovedești că nu ești mofturoasă? Nu pentru asta. Te credeam mai deșteapt. O fată e totdeauna mai puțin bătătoare loc decât un băiat. Când se întunecă, ne vedem la barieră. Da, ăsta lui Conrad cu ce se ocupă? Umblă cu birge de parcă ar fi rege. E avocat. Tata spune că e un om cum se cade. Hai să mergem. Atunci te aștept la barieră. Intră. Să rămânile, doamnă. Bună ziua. Aș vrea să vorbesc cu domnul comisar șef. Dacă nu e ceva foarte important, se supără. Cred că o să mă sărute pe frunte. Mă rog. A venit Gurgui. Ăla de la depou. Insistă, spune că e ceva foarte important. Bine. A spus să fii scurt. Telegrafic. Să treci. Data trecută ne-ai pus pe drumuri degeaba. Domn comisar, dar ce vină am eu? Oamenii dumneavoastră au făcut prea multă agitație. Trebuia mai multă discreție, așa... Ce mă, ai venit aici să ne dai sfaturi? Să știi că inducerea în eroare a poliției se pedepsește prin codul penal. Hai, spune ce ai de spus. În noaptea asta, Bejan mută tipografia. Oprea cineva de la Acu 2. Acu 2 e pe linie moartă. Și? Atât am aflat. Va veni o locomotivă să preia marfa. Ce fel de locomotivă? Un tren? Asta nu mai știu. Legătura cu depoul. Ce, mai vrei să-mi spui ceva? Nu. Atunci? Nu știu cum să vă spun, dar... Ce v-am spus, conform înțelegerii noastre, valorează... Nu valorează nimic. După ce pune mâna pe multiplicator. Am terminat. Să trăiți. Da. Tu ești Bunescu? Blocați linia care duce la Acu 2. Păi, ce, eu sunt ceferist? Pune și voi câteva vagoane acolo. Bine, salut.
Andreea nu o să... Și dacă vine? Fac pariu. Pe cât? Un leu. Bate palma. Nu ai nevoie. Dacă vine, îți dau leu. Scoate banii, a venit. Bună, băieți! Bună. Am pierdut un leu din cauza ta. Am spus că n-ai să vii. Cine n-are încredere în mine, pierde întotdeauna. Nu e vorba de încredere, dar mie fetele mi-aduc ghinion. Și mie. Unde-i Barbu? S-a dus să inspecteze vagoanele. Afla că nemții au pus santinele la vagoane. Înseamnă că am venit degeaba. Eram sigur că o să fii prima care renunți. Păi dacă sunt santinele? Păi și dacă sunt santinele? Tu stai de vorbă cu ele și în timpul ăsta noi golim vagon. Tu te duci să vorbești cu ele, eu nu știu nemțește. Prefer să urc în vagon. Tu nu poți să sari de pe un tampon pe altul. Ah, uite-l pe Barbu! Ce ai aflat? Ce e, mă, ce s-a întâmplat? Deocamdată nimic. Am vorbit cu un ciulguriță. Cantonierul. Nemții pun santinele numai noaptea, trebuie să atacăm imediat ce se întunecă. Hai să-ți arăt unde să stai de pază. Da. După aia vii să ne iei! Ce frică, mă? Puțin. Die Lücke war sehr schwer. Hier gedrängen in Zügen. Lange Wartezeit. Zu Hause. Ja, du weißt. Aici o să stai tu. Deci ne vezi și pe noi, și cantonul, și spărtura zidului. Și când, Fleur? Numai când vezi ceva suspect. Ce înseamnă suspect? Un om care nu-și vede de drum sau se uită la noi, sau dacă vezi militari germani, parcă ar fi proastă. Stai mai puțin. Dacă se întâmplă ceva suspect, Fleur și plec? Numai după ce am fugit și noi. Ți oricum nu ți se poate întâmpla nimic. Tu nu ești în apropierea vagonului cu cărbune. Am lăsat ușa deschisă la magazin. Totul e în ordine. Bogdan? O să fie cu locomotiva la Acu 2. Știe. Bine, Nicole, am să mă descurc. Du-te. Sus!
trage! Îl vreau eu! Aici a luat-o! N-ai văzut pe unul care fugea? Nu știu. Un bărbat cu șapca trasă pe ochi. Nu. O fi luat-o spre Triaj. Domnule comisar șef, niște copii fură cărbuni. De asta ți-ar de mai, imbecilule. Ocoliți la Triaj! Berarul preie comanda! Pentru că atunci va fi arestat pe toți. Au fost 4 polițiști aici. Ia lasă-o, mă, barbule, care dreptate. Eu zic să plecăm, s-ar putea să se întoarcă. Ce voi eu? De unde vrei să știu? Până acum. Uite, vezi? Asta e educația ta, e ca un băiat. Unde te-ai mânjit în halul ăsta? Am fost să-l aștept pe tata la depou. Parcă spuneai că te duci să ajuți niște băieți care au cărat apă. Am fost, am terminat și m-am gândit să mă întorc cu tata acasă. De unde ai luat-o, tăticule? Pe cam totdeauna. Atunci înseamnă că din cauza întunericului ne-am ocolit. Of. Măcar dacă ai fi fost băiat. Ce caută o fată noaptea la depou? Un tătic? Hai, du-te și te spală. Azi am avut o zi fierbinte. Pe locomotivă fiecare zi e fierbinte. Da. Ia, hai. În cauza căldurii, probabil. Mana, dar tu nu mai pricepi nimic. Las că pricep eu. Azi noapte mi-au tăiat cureaua de transmisie de la mașină. Da. Așa au făcut și în secțiile celelalte. Fleacuri, astea se înnădesc în 20 de minute. Dacă ai cu ce? Cineva a ars și sacul cu nojițe. Și mașinile n-au funcționat, un schimb întreg. Dacă le tăiau pe toate, era o chestie. Parcă voi sunteți mai breji. Păi suntem. De am și avut azi o zi fierbinte. Chiar foarte Mama, fierbinte. Ce tot face atâtea semne să nu vorbească? Crezi că eu nu știu să tac? Ba, sunt convinsă. M-am întâlnit cu profesoara de naturale și mi-a spus că astea a scos la tablă și că n-ai știut nimic. Ai tăcut ca un pește. N-ai știut nici titlul lecției măcar. Hai, du-te și adă-ți scaunul ăla, că mă enervezi. Omule, să știi că fata asta ne face de rușine. Cum o să ne facă de rușine? Foarte simplu, o să rămână repetentă. Nu știe decât să se cațere în copaci, să joace fotbal, să se ia la trântă cu băieții. Ce-a fost la depou? Razie. Mi-am dat seama că a fost razie. Și eu am văzut polițiști. Tu să uiți ce ai văzut. Ana, dă-ne de mâncare, am o foame de lup.
pachetesem noi? Pânză, doar nu faceți conserve. Pânză, pânză. Țesem cerceafuri pentru nemți. Asta e ultima comandă. Atunci ce te mai mir că ți-au tăiat cureaua de transmisie? Nu mă mir. Mă mir că sunt oamenii curajoși. Comandantul militar al uzinei spune că e o acțiune a comuniștilor. Cine sunt comuniștii, tată? Asta nu te interesează pe tine. Hai, mănâncă acolo. De ce a fost razii la depou? Dar de ce nu mă întrebi tu cum se extrage rădăcina pătrată? Aia o știu. Da? Da. Foarte bine. Despre razia nu trebuie să știi nimic. Am aflat fără să vreau. Ai terminat? Da. Atunci du de la culcare. Hai. Termina pentru mare. Căuta o tipografie clandestină, dar până să o găsească, tipanița și-a luat zborul. Cum și-a luat zborul? Dar ce e, pasăre? Un fel de pasăre. Ce faci, mai mănânci? Nu, nu. Și-ar fi trebuit să vad din aripi. Vorbește în dodi. Păi credeam că înțelegi. Trebuia să preiau multiplicatorul, dar n-am fost la loc întâlnirii. Asta e grav. Sper să nu fie. Cel care a plecat cu multiplicatorul e descurcăreț. Ce-i matematică? Nu. Vreau să întreb ceva. Ce înseamnă aia un multiplicator? Ai ascultat? Nu. Am auzit așa, din întâmplare. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le auzi nici măcar întâmplător. Bine, dacă înainte merg cu degetele în urechi. Cel care a fugit cu multiplicatorul avea o șapcă trasă pe ochi. Andrei, la ce oră ai fost la depou? Nu știu cât era ora, dar am luat-o pe scurtătură, pe la barieră. Așa. Și acolo erau polițiștii. Unul m-a întrebat dacă n-am văzut un om cu șapca trasă pe ochi. Tu ce ai răspuns? Păi ce-aș fi putut răspunde dacă n-am văzut niciunul? Să uiți că în seara asta ai fost la depou. Auzi? Da. Cum stai cu școala? O să stau bine. Eu te-am întrebat la prezent și tu-mi răspunzi la viitor. Dai bine și așa. Înseamnă că la sfârșitul anului o să fii premiantă, nu? Dacă pentru o prăznicie o să se dea premii, o să aibă și coroniță pe cap. Cine? Comisarul Beraru. Sunați atât. Ce doriți? Vreau să vorbesc cu domnul comisar șef. La ora asta se supără. Nu se supără, du-te de trezești. Nu știu, mai bine îl treziți dumneavoastră. Bine. Comisar șef. Domn comisar șef. Să trăiți, domn comisar șef. Câte ceasul, mă, Berarule? E două. Și la două noaptea vii tu să mă trezești pe mine? Trăiți, domn comisar șef, am venit să vă raportez. L-am prins pe Bejan. Tu ce cauți aici? La culcare! Ce-ați făcut, mă? L-ați prins pe Bejan? Da. Bravo, mă, Berarule, bravo, mă. Bravo. Domn comisar șef. Ce? Vă țineți de cuvânt? Nu, nu înțeleg. Păi n-a spus că dacă îl prindem pe Bejan, vă lăsați mustață? Bine, bine. Hai, du-te, la închetez eu. Să trăiți, domn comisar șef. S-a întâmplat ceva? Alarmă? Nu, nu, draga mea, nu. Vezi ceva aici? Pentru că n-ai imaginație. Aici o să fie o decorație. Sau mai bine zis, curând bărbatul tău va purta o decorație. A fost arestat Bejan. Care Bejan? Ăla cu tipografia clandestină. Mm. Și încă ceva. Da. Vezi ceva aici? Iar n-ai imaginație. Aici e o mustață. Sau mai bine zis, curând bărbatul tău va avea o mustață. N-ai înțeles nimic.
Să trăiți, domnule comisar. Unde a fost arestat Dejana? În incinta Acărei, lângă turnul de apă. A fost recunoscut de domnul comisar Beraru, care l-a sunat cu pistolul și n-a avut încotro. A trebuit să se predea. Da, a mai fost anchetat de cineva? Nu. Foarte bine, adu-l aici. Ia și asta. Adu-l la domn șef pe ăla care a fost arestat în gară. Am înțeles. Care ai fost arestat la gară? Eu, domn șef. Dar ce și poliția a început să lucreze în trei schimburi? Eu aș vorbi mai convincios. Domnul comisar șef a fost culat din somn din cauza ta. Aoleu. Cred că nu o să ai o noapte prea liniștită. Hai! Tu cine ești, mă? Ichim, domn comisar șef. Ichim. Mi se mai zice și Vătaful. Ce cauți aici? Eu nu caut nimic. M-a arestat în gară, știți? Vă declar sub jurământ, din greșeală. Geamantanul acela de-n piele am crezut că e al meu. Nici nu știu de ce se face atâta tâmbălău. Gardian! Ordonează-mi, comisar șef. Pe cine mi-ai adus aici? Nu știu. Mi s-a spus să aduc arestatul din gară. Este un bărfaș. Un bărfaș de duzină. Domn comisar șef, eu sunt un artist. Gura! Tu nu-l cunoști pe Bejan? Nu-l cunosc, domnule comisar șef. Poate o fi celălalt. Care celălalt? Păi mai e unul în celulă. Când am întrebat care a fost arestat la gară, s-a prezentat ăsta. Cum mă l-aș băga pe Bejan cu deținuții de drept comun? Domnul comisar Beraru mi-a ordonat să-l închid. Alte indicații nu mi-a dat. Ia-l pe ăsta de aici și atunci pe Bejan! Am înțeles. Trăiți. Hai! Domnule Bejan, nu-ți dai seama ce plăcere îmi face să stăm așa, față în față. Nu, nu-mi dau seama. E normal. O să realizez mai târziu. Să știi că în timpul urmăririi te-am invidiat puțin. Ai un stil formidabil să te strecori pe subvagoane. M-am străduit. Da. Acum e rândul nostru să ne străduim. Dar nu o să te rețin prea mult. E târziu, probabil că ești obosit și ai vrea să te culci. Da. Unde e multiplicatorul? N-am înțeles întrebarea. Ordonați. Ofițerul de serviciu. Am înțeles. Să nu mă faci să-mi schimb părerea despre dumneata. Să trăiți, domnule comisar șef. Unde e obiectul care a fost găsit la Bejan când l-ați arestat? Eu n-am participat la arestarea lui, domnule comisar. Comisarul Beraru nu ți-a dat corpul de delict? Nu. Caută-l pe Beraru. Acasă? E acasă, în restaurante. Să trăiți. Ți-ai ușurat mult situația dacă ne-ai ajutat. Asta e și dorința mea, să vă ajut. Bejane, ironia ta nu-mi place. Ai fost urmărit până ai ajuns la magazia de efecte a depoului. Știam că acolo e tiparnița. Păi dacă știați că e acolo, de ce n-ați luat-o? Am vrut să te prindem în flagrant delict. Înseamnă că informatorul dumneavoastră a lucrat prost. Noi n-avem informatori. Atunci de unde ați aflat de magazie de efecte? Aici numai eu pun întrebare! Unde e multiplicatorul? Nu știu. De altfel nici nu știu cum arată un multiplicator. Dacă nu știi ce ai căutat la magazie de efecte? Am intrat acolo din întâmplare. Din întâmplare? De ce ai fugit? Pentru că am văzut niște manifeste și m-am speriat. Dacă m-ați fi găsit acolo, ați fi zis că eu le-am tipărit. Noi știm că tu le-ai tipărit. Dejane,
Tu ai mai fost pe la noi. Știi că nu se scapă ușor. Cu tipografia asta clandestină, cred că nu o să mai scap niciodată. N-ai văzut pe comisarul Beraru? Ba da, e în salon. Stai, domnule comisar. Pandere, ce-ai cu tine? Ia loc, stai jos. Sunt de serviciu. Păi atunci ce cauți aici? Păi dumneavoastră, vrea domnul comisar șef să știe. Șampanie, șampanie, șampanie! Vrea domnul comisar șef să știe unde e corpul de lic. Ce corp de lic, bă? Cred că este vorba de multiplicatorul pe care l-a avea Bejan asupra sa când l-ați arestat în gară. Nu dansez. Nu-i cazul. Mi-e șeful că Bejan n-avea nimic asupra lui când l-am arestat. Și mai spune că m-ai găsit acasă. Da, a dat telefon acasă. Și spune că ne-am întâlnit la gară, efectuam o razie. Da, domnule comisar. Am aici trei declarații. Doi polițiști care te-au văzut fugind cu multiplicatorul sub braț. Sunt ticluite. Ticluite. Dar de asta șefului de gară ce zici? Un individ cu șapca trasă pe oechi și cu un pachet sub braț. Da. Ce era în pachet? Mâncare. Nu le mâncai în timp ce te urmăream? Nu. Am pierdut pachetul în timpul alergării. Aha. Unde? Nu mai știu. Domnule Bejan, toți anchetatorii de la poliție știu că ai o memorie formidabilă. Fiind urmărit, nu mi-am dat seama unde l-am pierdut. Se poate. Mai gândește-te. Mă pierdeți timpul, domnule comisar șef. Nu mi-amintesc. A, da. Poate că atunci când m-am strecurat pe sub vagoane. Deci traseul știi? Da. Foarte bine. Îl refacem împreună și poate găsim mâncarea. E. Nimic, domnule comisar șef. Cum nimic? Am refăcut traseul de două ori. Nu am dat de niciun multiplicator. Nici nu mă mir. Duhnește alcool de la o poștă. Duhnesc. Duhnesc, dar dumneavoastră știți pe sub câte vagoane a trebuit să mă strecor? Ce, vagoanele au alcool? Nu, dar eram buimăcit de cap. A trebuit să iau și o tărie. Bă, dacă nu găsim multiplicatorul, l-am arestat degeaba. M-am gândit să-l rog eu, să ne spună. Mă pricep să scot declarații. Nu ține, asta nu o să vorbească, îl cunosc. Ai vreo propunere? Am analizat situația în amănunțime. Există trei variante posibile. Prima. Prima, Bejan ne-a tras pe un alt traseu. Nu, nu, asta cade. Ai fost și tu la urmărire. Când am spus alt traseu, m-am gândit la o marjă de două, trei vagoane. Nu, nu, nu. A doua variantă. A avut complice. Singurul complice pe care putea să-l aibă, după cât te spunea informatorul, era un mecanic de locomotivă care ar fi trebuit să fie la acul 2. Dar acul 2 a fost blocat din ordinul meu. Deja n-avea cum să se întâlnească cu el. Da, dar eu am folosit pluralul, domnule comisar șef. Dacă a avut un alt complice pe traseu. Nu, nu. Rămâne valabilă varianta a treia. A pierdut într-adevăr pachetul și l-a găsit cineva. Dar cine umblă noaptea printre linii, mă? Și cum putea să vadă un pachet pe camuflajul ăsta? Umblă, umblă, domnule comisar șef. Umblă mulți, umblă ceferiști, militari. În timpul achetei am văzut niște copii, furau cărbuni. Dar vă amintiți, era și o fetiță printre ei. O fetiță? Da. Da. Ia du-l pe Dima. Am înțeles. Dima! Vai, Dima! Dima!
Să trăiți, domnule comisar șef. Să trăiți. Ce-i cu tine, mă, în halul ăsta? Faci poliția de răzdima! Vă rog să mă iertați, domnule comisar șef. Am fost luat din pat. 16 ore de servici, razia de azi noapte. Mi-ai raportat de niște copii care au furat cărbune. Unde sunt? Eu am vrut să-i arestez. Ați spus că nu vă interesează. Acum mă interesează.